Operatorul de apă Canal din județul Maramureș a scos la licitație un contract în valoare de 195 de milioane de lei, care vizează extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din orașul Vișeu de Sus, respectiv comunele Bocșcoiu Mare și Poienile de Sub Munte. Lucrarea este una de interes pentru municipiul Sighetu Marmației, în condițiile în care are rețea de apă comună cu Bocșcoiu Mare, iar obiectivul major este separarea acestora, astfel încât fiecare UAT să aibă rețea de apă proprie. Contractul face parte din proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș, în valoare totală de peste 480 de milioane de euro. Contractul de finanțare a fost semnat în februarie 2023, însă abia la începutul acestui an s-au scos la licitație lucrările. După cum știm, anul trecut s-au scos la licitație lucrările care sunt prevăzute în cadrul acestui proiect, proiect numit POIM, dar din cauza timpilor mari de la aprobarea proiectului și calcularea devizelor pe părțile din proiect și procedura lungă din acest punct până la scoaterea licitației lucrărilor, fiind timpul destul de mare, anul trecut având o rată de inflație destul de mai mare ca de obicei, cei mai mulți potențiali contractori n-au achiziționat lucrările din cauza că rata inflației fiind așa atât de mare, marjele de profit s-au ajuns ca să fie inexistente sau foarte mici, nefiind interesate lucrările. În acest sens, aceste lucrări au fost retrase de la licitație, s-au recalculat devizele, ofertele și pot spune că anul ăsta am început prin a repune pe SICAP lucrările. Acum am început a scoate la licitație o lucrare care ne interesează pe noi, având în vedere că în acest calup de lucrări este inclusă și comuna Bocșcoiu Mare cu cele patru sate, Crăciunești, Tisa, Bocșcoi și Lunca la Tisa. Pe noi ne interesează această parte din lucrare pentru că știm rețeaua care alimentează orașul Sighetu Marmației este împreună cu rețeaua din Bocșcoi, iar rețeaua din Bocșcoi este o rețea care este punctul nostru slab al rețelei de distribuție apă din zonă. Acum așteptăm să vedem ofertanții care se vor înscrie la licitații și așteptăm ca undeva în primăvară să avem deja un nume care să putem vehicula ca potențial antreprenor al acestor lucrări. La Bocșcoiu Mare se vor face integral refacerea de la, să zic, zero al rețelei de alimentare cu apă și canalizare pentru toate cele patru comune care am amintit mai înainte. Aceste lucrări va fi făcute în așa fel încât rețeaua care va deservi această comună să fie complet separată de rețeaua care alimentează municipiul Sighetu Marmației, astfel încât cele două rețele se poate gestiona independent, iar controlul pe cele două, să zic, zone administrative să fie mult mai eficiente și mai controlabile. În acest proiect major de reabilitare a rețelei de apă și canal în județul Maramureș este inclus și municipiul Sighetu Marmației, unde se vor face extinderi pe mai multe străzi, cum ar fi Solovan, Tudor Vladimirescu, Nucului, Alexandru Ivasiuc, dar și cartierul Șugău. Pentru municipiul Sighetu Marmației, cum am spus, acest calup de lucrări care s-a scos la licitație nu este inclus Sighetu, va fi în următorul calup de lucrări în care sunt incluse și comunele adiacente Sighetului, cum este Sarasău, Câmpul Lung, hai să zicem, adiacent, care sunt apropiate de Sighetu Marmației relativ, și Remețiu. Lucrările care sunt prevăzute pentru Sighetu Marmației sunt niște lucrări care vin în completarea lucrărilor care au fost pe post mediu
Sunt lucrări care n-au fost realizate din anumite motive în celelalte proiecte, cum este cartierul Șugău, unde se va extinde rețeaua de apă și canalizare. Vor fi mici străzi în care se vor face reabilitări de rețele de apă, cum este strada Solovan, cum sunt cartierele Tudor Vladimirescu, Nucului, Alexandru Ivasiuc, unde se va reabilita rețeaua de canalizare și parțial în unele cartiere și rețeaua de apă. Cât despre alte lucrări în municipiul Sighetu Marmației, reprezentanții Agenției Vital spun că vor continua procesul de contorizare individuală început anul trecut la blocurile ANL din zona Unirii. Da, am ca lucrări care au fost făcute din fondurile noastre proprii. Pot să spun că anul trecut am reușit să rezolvăm o problemă mai acută a noastră în relație cu utilizatorii, în special cu blocurile ANL, împreună cu primăria municipiului Sighetului Marmației, am reușit să realizăm la aceste blocuri ANL, parte din ele, să realizăm contorizarea individuală. Putem spune că acum sunt rezolvate blocurile din Unirii, Unirii 15, 17, 19, Unirii 5B, 5C, unde s-a realizat contorizarea individuală, iar acest proces de contorizare la ANL încercăm să-l finalizăm în acest an. Noi preconizăm ca imediat după ce permite vremea să abordăm blocurile din ANL din 1 decembrie, B4, B3, B2, B1 și Alexandru Ivasiuc, locul 5.